Bine, v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare un scurt clip din care veți vedea cum se comportă Nokia 6.1 în jocuri. Este un smartphone pe care l-am testat timp de 2 luni și jumătate și care a făcut față cu brio exigențelor mele. Avem de a face cu un device care are un preț de 999 de lei în prezent, în momentul realizării acestui clip, pe 24 octombrie. Avem de a face cu un smartphone cu un raport calitate-preț excelent, un smartphone care intră în programul Android One al celor de la Google. Mai înainte de a urca câteva jocuri, vă voi arăta ce scor a obținut Nokia 6.1 în testul AnTuTu, 86.514 puncte, un scor foarte ok pentru un smartphone mid-range. Am instalat mai multe jocuri, printre care PUBG, Asphalt 9, Artos Odyssey. Voi lansa pe rând cele 3 jocuri și vă voi arăta cum se comportă Nokia 6.1. Primul joc este PUBG. Haideți să vedem cât de repede încarcă smartphone-ul acest joc. Jocul a fost încărcat. Acum se descarcă câteva resurse. Se face un update. Și imediat jocul va fi gata de rulare. Acum trebuie să intru din nou pe PUBG. Aceasta este experiența de utilizare. Practic, voi vedeți cum funcționează telefonul și cum deschide un joc. Evident, mai înainte ați văzut că a făcut un update. Acum vom vedea cu adevărat cât de repede încarcă pe PUBG. Rapid. Caută câteva update-uri și apoi încarcă jocuri propriu-zis. Procesorul Nokia 6.1 este Qualcomm Snapdragon 630, memoria RAM variază în funcție de versiune, 3 sau 4 GB de RAM. Acum introduc datele. Și încarc jocuri pentru prima dată. Jucăm pe nivelul RAW, având în vedere că avem de face cu un smartphone mid-range, este un lucru foarte normal.
Sfântul este redat puternic, chiar foarte puternic, când este la maxim. Voi da puțin mai încet ca să mă auziți. După cum spuneam, difuzorul este foarte puternic. Detaliile sunt excelente, chiar pe modul low. Nici pic de rar, după cum puteți vedea. Acum haideți să vedem cât de repede încarcă Nokia 6.1 jocul Asphalt 9. Situ pentru prima dată când nu e acest joc. Jocul rendează excelent, haideți să intrăm și într-un alt titlu, un Arctos Odyssey.
jocul așa început. La fel este pentru prima dată când lansez acest joc pe smartphone. În concluzie, Nokia 6.1 rulează fără probleme orice joc din magazinul Google Play. Este un smartphone mid-range care are un preț accesibil. Așteptările voastre spre acest telefon și vă invit să recomandați și alte gadgeturi Nokia pentru teste.